În seara asta găzduim expoziția Teodore Maftei, fotojurnalist, o prietenă de-a noastră, a lui Rachel Sargent, patroana locației. Expoziția a fost programată undeva în luna octombrie, din luna octombrie, plănuită de foarte mult timp, de când a făcut Teo prin vara anului acesta o călătorie în Londra, dar abia acum am reușit să punem la punct și să organizăm un eveniment. Ea în seara asta, din păcate, lipsește, dar sunt sigură că este cu gândul la noi. Am decis să mergem mai departe cu expoziția, chiar dacă s-a întâmplat tragedia din vineri seara la Club Colectiv și Teo a fost printre victimele acestei tragedii, pur și simplu pentru a aduna prieteni și cunoștințele Teodorei într-un loc, pentru a-i transmite gânduri pozitive și energie pozitivă și pentru a strânge niște fonduri pentru tratamentele ce vor urma de acum încolo pentru Teodora. Expoziția se numește London Unedited. O serie de fotografii nefotoshopate ale Teodorei. Sunt străzile Londrei și oamenii din Londra și viața londoneză prin viziunea ei. Expoziția era programată să se încheie de Crăciun, dar noi am decis ca expoziția să va încheia când va veni Teo să vadă fotografiile aici. Sperăm să fie cât mai curând. Inițial era vorba de licitație, dar din cauza volumului mare de vizitator, din punct de vedere logistic, nu era posibil această licitație. Am decis ca fiecare poză să poată fi achiziționată de mai multe ori, de mai multe persoane, pentru că sunt sigură că sunt mulți aici care vor dori să plece cu ceva acasă și să-i transmită un gând bun Teodore în fiecare zi. Prețul începe de la 100 de ron. Fiecare poate să ofere 100 de ron sau mai mult pentru o fotografie. Plătesc la noi, lăsăm datele, ne lasă datele lor de contact și noi vom trimite ulterior printurile și bănuții vor ajunge în contul de donații pentru Teodora. În fiecare zi, dacă dorește cineva să mai vină să mai achiziționeze câte o fotografie, noi vom fi aici pentru ei, cu mare drag. Sperăm să fie bine. Nu arată bine, dar așa, numai vocișorii se văd năsucul și gurița. Are fața mai umflată, mai... Și asistenta e deschis ochișorii și i-am văzut ochișorii. Și vă mulțumesc din suflet la toți, prin mine. Și vă dorește la toți sănătate. Ce-și dorește și vă. Eu mulțumesc tuturor care au fost aici alături de ea. De ce, doamna Rachel?